Ne așteaptă 3 zile de frig extrem cu temperaturi minime care vor coborî până la minus 22 de grade Celsius. Nici maximele nu vor fi generoase. Majoritatea regiunilor în timpul zilei se vor înregistra maxime de minus 8 grade Celsius. Capitala și 12 județe din sudul și estul țării se află din această dimineață sub atenționare cod portocaliu de nisori abundente și viscol. De asemenea, sunt în vigoare o atenționare cod galben de nisori, vânt puternic și viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Totodată, meteorologii au emis o atenționare de cod portocaliu de ger pentru mare parte din județele țării. În București va ninge abundent, temporar viscolit, începând din această seară. Temperaturile vor coborî până la minus 18 grade Celsius, iar rafalele de vânt vor intensifica senzația de frig. Din cauza viscolului, stratul de zăpadă va fi neuniform, în general între 15 și 30 de centimetri. Frigul își va pierde din putere de joi. Temperaturile scăzute, viscolul și nisorile au provocat blocaje și restricții de trafic. Pompierii au intervenit în ultimele 24 de ore în 10 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor vremii nefavorabile. Potrivit IGSU, au fost probleme în județele Bacău, Botoșani, Cluj, Constanța, Giurgiu, Tulcea și Telorman. Circulația pe două drumuri naționale din Telorman, Zimnicea, Turnu Măgurele și Zimnicea Alexandria, a fost oprită din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanța Nord și Constanța Sud Agigea au fost închise. Circulația feroviară are de asemenea de suferit. CFR Călători a decis să reducă numărul garniturilor care circulă pe rutele către litoral și către sud-estul țării. Pe fondul vremii nefavorabile, unele trenuri programate la plecare sau sosire în gara de nord din București au avut întârzieri cuprinse între 10 și 75 de minute. Potrivit CFR Călători, în contextul temperaturilor extrem de scăzute și avertizărilor meteo de vreme rea, trenurile vor circula conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă. Pentru a evita neplăcerile, călătorii sunt sfătuiți să se informeze înainte de efectuarea călătoriei cu privire la condițiile meteo și la posibilele modificări survenite în circulația trenurilor. În ceea ce privește traficul aerian, 13 zboruri au înregistrat întârzieri din cauza vremii nefavorabile, iar o cursă a fost anulată, arată datele publicate pe site-ul Companiei Naționale Aeroportul București. Potrivit meteorologilor, frigul va persista până joi, când se oprește nisorile.